Din cele 45 de proiecte incluse în campania de bugetare participativă până acum, marea majoritate a celor votate vizează amenajarea spațiilor verzi din oraș. Echipele Horticultura vor transforma spațiile verzi din Timișoara. Timișorenii încă mai pot vota proiectul pe care îl consideră cel mai benefic pentru ei. Nu ați ales încă proiectul preferat pentru Timișoara? Mai aveți o săptămână la dispoziție pentru a o face. Ne apropiem de termenul final pentru proiectele propuse de cetățeni în campania de bugetare participativă 2024, campanie derulată de Primăria Timișoara. În total sunt 45 de proiecte ce includ în special amenajări ale spațiilor verzi din oraș și îmbunătățiri ale spațiilor publice. Vă încurajăm să vă îndreptați atenția asupra proiectelor și să votați favoritele voastre. Se pot vota maximum 5 proiecte. Timișoara decide. Transmit reprezentanții Horticultura.